ziua, Ioana. Bun găsit, Andreea. Vorbim despre cum 11 bănci ar fi făcut un cartel ca să înșele clienții la calculul ratelor. Încercăm să ne dăm seama dacă există vreo posibilitate ca oamenii să mai recupereze din banii pe care i-au plătit, pentru că în prima parte a împrumuturilor, a creditelor, se plăteau numai dobânzile. Și vorbim, desigur, și despre cum DNA-ul cere documente de la Romgaz în tranzacția cu ExxonMobil de la Neptun Deep. Întrebarea este totuși, România mai are vreo șansă la gazele astea din Marea Neagră? Pentru că Turcia deja extrage și are din ce în ce mai multe puțuri, până la 30 în 2026. E posibil la final să ne trezim că nu mai avem ce să scoatem din Marea Neagră? Vom vorbi și despre protestele profesorilor, pentru că e o lipsă totală de interes din partea guvernanților. Să știți, se ocupă de rotativă, vă arătăm și culisele negocierilor. Iar de la ora 17, invitatul meu și al dumneavoastră este fostul premier al României, Florin Câțu. Vă aștept așadar înapoi la tine, Andreea. Bine v-am regăsit la Politica Zilei, sunt Ioana Constantin, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. O să discutăm în ediția de astăzi despre culisele negocierii pentru rotativă, pentru că pare că cei doi, Ciolacu și Ciucă, au niște înțelegeri speciale în interiorul propriilor partide și se ajută unul pe altul ca să-și dezamorseze cele tabere interne neprietenoase. O să discutăm însă despre lucrurile cu adevărat importante astăzi, pentru că se anunță deja grevă generală în educație, dar Ciolacu a zis că mai pe joi, doamna ministru a spus să-i cheme într-o zi, iar domnul Iohannis se pare că, deși soma de profesori, încă n-a spus absolut nimic. A uitat că a fost profesor, probabil. Discutăm și despre cum DNA-ul verifică documentele tranzacției dintre Romgaz și ExxonMobil de la Neptun Deep. Șanse zero să mai scoatem gaze din Marea Neagră, iar chiar la această oră la Bruxelles există negocieri. Domnul Budăi și domnul Boloș au plecat de mânuță să renegocieze PNRR. Ne referim la procentul acela de 9,4% pentru pensii, dar sunt și chestiuni care țin de zona de salarizare, le vom discuta pe toate. Începem însă cu un subiect foarte important. ANPC-ul a amendat 11 bănci care se pare că înșelau clienții la calculul ratelor și discutăm chiar cu președintele ANPC, domnul Horia Constantinescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Constantinescu, că sunteți alături de noi. Bună ziua! Așadar, domnule Constantinescu, e vorba de 11 bănci care aveau practici înșelătoare în ceea ce privește calculul ratelor. Înțelegem din ce spun specialiștii că la o rată de 1000 de lei, să zicem, dobânda putea să ajungă spre 800 de lei. Explicați-ne la ce concluzie ați ajuns și mai departe presupun că este și Consiliul Concurenței implicat. Vorbind de o practică comercială incorrectă, nu are caracter înșelător. În schimb, în raport cu așteptările consumatorului, nu am considerat că aceasta este incorrectă. O să explic, sper pe înțelesul tuturor, următoarea situație. Dacă luăm un credit, pentru 30 de ani, primii 15 aproximativ, achitam dobânda aferent acestui împrumut. Gândiți-vă că de-a lungul ultimilor ani, modificările, indexarea cu robor sau cu IRCC au făcut ca aparent ratele românilor să crească foarte mult. De fapt, ce s-a întâmplat? Fiind vorba de 15 ani numai despre dobândă, aceasta a putut fi indexată la un quantum foarte mare, exact așa cum spunea și dumneavoastră, până la 80% din rată. Dacă, în schimb, aceasta ar fi fost procentual, cum se întâmplă inclusiv în cazul leasingurilor, ar fi fost calculată procentual la fiecare dintre rambursările creditului principal, cu siguranță indexarea unei sume mult mai mici n-ar fi adus majorările despre care știm cu toții că s-au confruntat consumatorii în ultima perioadă. Ori acest lucru noi am considerat că este o abordare incorrectă. Considerăm de asemenea faptul că ni se pare cel puțin interesant faptul că băncile ce calculează roborul și băncile implicate în astfel de calcule sunt și cele care au astfel de abordare. Deci cumva știau că abordând în felul acesta împrumuturile își vor maximiza profitul foarte mult, expunând consumatorii la probleme și la drame financiare, mai ales atunci când aceștia încercau să-și achite anticipat împrumutul și constatau că nu prea achitaseră până atunci nimic din împrumut, ci doar dobânzile aferente acestea. Există suspiciuni de cartel în ceea ce privește aceste bănci, pentru că ați spus că operau într-un anumit fel.
Este ciudat, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu avem atribuții în cercetarea acestor aspecte, dar fiind o poveste ce ridică semne de întrebare, vom sesiza Consiliul Concurenței în urma centralizării tuturor datelor pentru eventual, dacă dânsii consideră, demararea unor investigații în acest sens. Repet, ele pot fi foarte bine conexate cu ceea ce deja Consiliul Concurenței investigează cu privire la robor. Iată că ar putea fi luat în calcul și că, repet, tocmai actorii principali în calcularea acestor suplimente de taxare să fie și cei care au abordare în interes propriu, de a-și maximiza, de fapt, profitul. Domnule Constantinescu, dar după aceste anchete și după amenzile pe care le-ați dat, băncile vor fi obligate să recalculeze creditele pentru clienți sau oamenii vor primi banii înapoi? Cu siguranță nu poate niciun act normativ retroactiva, cu excepțiile bine prevăzute de lege, nu ne încadrăm în această situație, dar de la momentul emiterii ordinului și eventuala câștigare în instanță, pentru că ne-am obișnuit ca fiecare dintre ordinele emise de către autoritate să fie ulterior contestate în instanță, dacă acestea rămân în picioare, de la momentul emiterii lor trebuie să-și producă efectele în sensul recalibrării întregului calcul și să înțeleagă și consumatorul român că ceea ce a semnat cu entuziasm la momentul la care banca a prezentat un grafic de plăți s-a dovedit ulterior a lupta împotriva acestuia. Mai am o ultimă întrebare. În afară de bănci, este o anchetă extinsă sau, mă rog, faceți controle într-un sens mai extins și în ceea ce privește alte instituții, dacă ar oferă credite, pentru că nu sunt doar băncile, știți, mai sunt și alte forme, da, de alte instituții care oferă credite și de multe ori reclama în sine ne arată că e extrem de periculos să acceseze astfel de credite. Investigațiile la care faceți referire sunt permanent desfășurate de către autoritatea noastră. Avem o structură ce verifică activitatea inclusiv a instituțiilor financiare non-bancare, dar lucrurile de anvergură fac obiectul unor cercetări amănunțite, unui schimb de păreri și de informații între colegii noștri ce au calificare specifică a acestor investigații. Bineînțeles că luăm în calcul inclusiv colaborarea cu instituțiile ce pot emite acte normative, să le transmitem observațiile făcute de către autoritatea noastră, pentru că la un moment dat, prin act normativ, să fie limitate astfel de situații. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Horia Constantinescu, președintele ANDPC, a fost alături de noi. Vă reamintesc că au fost date amenzi pentru 11 bănci care ar fi practicat înșelători în ceea ce privește calculul ratelor, să ajungea până la 80% cuantumul dobânzilor. Probabil că e în continuare această practică, pentru că nu sunt foarte convinsă că până la Consiliul Concurenței are vreo valoare doar amendarea. Invitații mei și ai dumneavoastră în continuare și le mulțumesc pentru răbdare. Simona Spătaru, senatorul SR, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc. Domnul Bogdan Hosu, președinte Cartel Alfa, mulțumesc mult, domnule Hosu. Bună ziua. De asemenea, jurnalistul Spot Media, Emilian Isailă, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar la ora aceasta, la Bruxelles, este întâlnirea legată de PNRR. Domnii Budăi și Boloș sunt acolo și spun ei, sau ne amenință, între ghilimele, dacă vor renegocia PNRR-ul pe componentele legate de pensii și de salarizare. Domnule Hosu, vreau să vă întreb, pentru că noastră cunoașteți foarte bine ce e în acest PNRR și pe zona aceasta de salarizare și pe zona de cărbune și pe zona pensiilor. Spuneți-ne, este posibil această renegociere și, de fapt, ce vrea guvernul să schimbe în PNRR? De fapt, actualul guvern vrea să schimbe în PNRR fără să facă nimic care să îmbunătățească situația. Ceea ce se pare că guvernanții n-au înțeles este ceea ce dorește Comisia Europeană prin PNRR. Reformele, pentru că reforma, de exemplu, în domeniul pensiilor s-a făcut în 2001, nu acum. Reformele ar trebui să reflecte, de fapt, o stabilitate din punct de vedere financiar, adică veniturile sistemului să fie egală cu ieșirile sistemului, deci să nu creeze deficit în folosința sistemului respectiv. Atâta timp cât guvernul n-a făcut nicio modificare a cadrului legislativ,
care să demonstreze acest lucru și inclusiv din pozițiile comisiei legate de acea numitele pensii speciale. Nu arată decât că există o disfuncționalitate și că așteptările comisiei nu sunt sau nu rezultă o stabilitate financiară dorită ca atare. E puțin probabil ca să se reușească vreo modificare din cadrul PNRR-ului. E adevărat că 9,4% nu este un procent ideal și justificat legat de acest lucru, dar dacă s-ar fi făcut reforma legislativă în domeniul pensiilor, în domeniul pensiilor speciale, în moment, și ar fi dovedit sustenabilitatea sistemului pe viitor, cred că ar fi găsit din partea Comisiei Europene mult mai multă disponibilitate. Al doilea lucru, acest lucru ar fi trebuit, dacă se dorea să se facă, să se facă anul trecut, nu anul ăsta. Pentru că deja suntem în întârziere și suntem la o lună jumătate de deadline-ul în care ar fi trebuit guvernul să prezinte Comisiei Europene reformele respective. Ne trezim totdeauna la spartul târgului fără să se facă nimic concret legat de acest lucru. În domeniul salarizării... Asta voiam să vă întreb, pentru că acum văd că sunt și foarte multe anunțuri legate de greve pe bună dreptate cei din educație. Deja mâine e o grevă de avertisment, dar urmează greva generală și am văzut că sunt tratați cu un dispreț absolut. Va fi imediat cu noi și liderul FSLI. Întrebarea este, în PNRR erau niște chestiuni legate de legea salarizării. Eu n-am văzut să vină domnul Budăi să dezbatem public, să existe interes. Să nu uităm că din 2021 se știe condiționările din PNRR. În mod normal, la 1 ianuarie, deși noi ca Cartela Alfa am cerut de aproape de două ori pe săptămână, în fiecare săptămână anului 2022, începerea dialogului pe legea salarizării bugetare și pe legea pensiilor, n-am obținut nimic. Totul s-a făcut, dacă s-a făcut ceva ascuns și fără nicio discuție practică. De fapt, condiționarea PNRR, dacă se descompune condiționările din pilon, spune ce? Că de la 9,4% cheltuieli totale pe fond de salarizare bugetară, cheltuiala globală trebuie să ajungă undeva la 7,4-7,5% din PIB. Deci trebuie să fie o scădere care să ducă la o reducere a cheltuielilor bugetare. Forma în care se face acest lucru este stabilită de către guvern și, evident, are mai multe posibilități legate de acest lucru. Plecând de la reducerea numărului de personal, adică o restructurare, vedem cazul schemelor de bugetar care s-au umflat, cel mai tipic sunt secretarii de stat cu cabinetele lor și care umflă structurile administrative, inclusiv faptul că în domeniul administrației publice centrale numărul de personal a crescut deosebit de mult raportat la anii precedenți. Pe de altă parte, este o chestiune de a reface structura prin digitalizare, iar în domeniul digitalizării, adică a reducerii operațiilor umane pe sistemul operațiilor electronice, constatăm că pașii făcuți sunt aproape inexistenți și vedem nenumărate cazuri în care practic digitalizarea nu funcționează sau, ceea ce este mai interesant, nu se dorește să se funcționeze. Evident că nu se dorește, asta este și la ANAF. Dar, Simona Spătaru, sunt jaloane care trebuiau îndeplinite din decembrie, de un an, cum spune și domnul Hosu. Și cu toate astea nu s-a întâmplat nimic. Se duc acum și o țin cu acest 9,4, dar sunt multe alte lucruri acolo care trebuiau făcute întâi de România. E clar că sunt în întârziere cu a treia tranșă, da. Pentru că reforma pensiilor speciale stagnează în Camera Deputaților, fără dubiu. Și în tranșa 2 au obținut-o cu întârziere pentru că au greșit două legi. Iar avansul l-au primit de bonitate, de bună credință. Deci aici suntem cu acest bilanț pe PNRR. Dar mai suntem în mod obiectiv cu bilanțul faptului că într-un an și jumătate acești doi miniștri și restul dumnealor nu au făcut nimic. Este un an și jumătate care a trecut prin guvernare cu o 70% majoritate și au stagnat pe toate reformele. Deci le-au amânat, le-au împins în timp. Anul trecut, numai cu discuții, domnul Budăi și-a pus tricoul cu jos 9,4.
ne amenință de un an și jumătate, din ianuarie anul trecut, că se va duce la comisie și va face tot posibilul ca acest procent, pe care nu știu cum îl explic acolo, că îl împiedică să facă reforme în România. Dar în România speră că păcălește în continuare, spunând că este constrâns de obligațiile pe care România și le-a asumat. Singura obligație pe care o are este în sfârșit, și dumnealui și restul, să facă reformele pe care România le așteaptă. Nu le mai repetăm, ne batem gura de pomană, cum se spune. Deci nu cred că a rămas un om care să nu cunoască acest lucru. Că avem bani în buzunar, o parte din bani, și nu i-am cheltuit pe reforme, că ei urmează să mai vină dacă ne respectăm simplu lucru, și anume să ne respectăm țara și să facem aceste reforme. Nu este o obligație de la altcineva, este o obligație morală pe care o au ei înșiși, pentru că au fost la guvernările succesive. Și ce să vezi? Acum au și bani. Deci nici măcar nu pot spune că nu au bani intern, știți? Că ar spune, e criză, nu avem de unde. De unde să luăm? De la taxe. De unde să luăm? Să nu vă mai dăm. Domnule, sunt bani gratuiți, sunt bani care, pe care îi pot folosi pentru ce le vrem, spitale, școli, da, salarizare, nu, echitate. Șale, poate o să reușesc într-o de ce nu fac lucrul acesta și continuă să mintă? Nu au făcut nimic pe partea asta de PNRR, da, dar de ce continuă să mintă de un an și jumătate? Pe bună dreptate spune Simona Spătaru aici că Budăi n-a făcut nimic. Emilian Isăil a avut jalon pe pensii speciale, a avut jalon pe pensii, a avut jalon pe salarizare. Dom'le, nimic, toate astea n-a făcut ministrul muncii. O agentă să facă ceva. Dar, pe de altă parte, problemele care sunt în acest moment depășesc un pic, hai să zic eu, mandatul ministrului muncii. Pentru că ce se întâmplă? De fapt, hai să luăm exemplu pensiilor speciale. Aici este o problemă politică clară. Ta vreme cât ai clase de pensionari speciali care nu vor să renunțe și au influența asupra guvernului, e foarte greu să vii să impui o reformă. În primul rând, exact cum spunea și doamna senator, ai o lege, acea lege s-a blocat la Camera Deputaților pentru că încă sunt negocieri pe ea și, de fapt, proiectul pe care îl propun, pe care îl au în acest moment, nu rezolvă nicio problemă. Adică nu apare o scădere a impactului bugetar, nu se încadrează în condițiile stabilite de noi, Comisia Europeană, și avem o situație pur și simplu de blocaj. Acești 9,4%, aici îi dau dreptate domnului Bogdan Hosu, în cazul în care exista o viziune și o reformă, un proiect de lege care într-adevăr reușea să scadă presiunea asupra bugetului de asigurări sociale, cred că exista și din partea Comisiei Europene înțelegere astfel încât să crească acel procent. Am pus să crești procentul atâta vreme cât tu n-ai făcut nici măcar un pas, adică să rezolvi o singură problemă, problema pensiilor speciale, care, într-adevăr, în acest moment au un impact bugetar destul de mare, 0,8% din câte am înțeles cu plată și dobânzi. Deci lucrurile, dacă nu rezolvăm această problemă, nu ne mai încadrăm niciodată în deficitul bugetar de 3%. Deci lucrurile sunt foarte complicate și cred că, de fapt, ce lipsește acum nu este ce face domnul Budăi, domnia sa și-a arătat limitele, ci e vorba de ce se întâmplă în interiorul coaliției. Da, o coaliție în momentul ăsta ocupată doar cu această rocadă, cu aceste negocieri, au tratat cu un dispreț rar astăzi ce au făcut cei din educație, după ce li s-a adus la cunoștință lui Ciolacu și lui Ciucă faptul că sindicatele, profesorii anunță că va fi grevă și că cer dialog cu reprezentanții guvernului, cu președintele României. Ciolacu a zis că într-o joi și doamna Deca a zis că da, o să cheme ea la discuții. Mâine va fi grevă între 11 și 13, de luni grevă generală. Este alături de noi domnul Hancescu, Simion Hancescu de la FSLI. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă rog să ne spuneți în primul rând de la ce a pornit această situație cu greva, pentru că știu că e o problemă mare cu salarizarea, o nerespectare ani și ani a drepturilor pe care dumneavoastră le aveați la nivelul salarizării și care sunt acțiunile în perioada următoare, pentru că ne ascultă și elevii, și părinții, și colegii noastre profesori. Vă rog. Da, lucrurile sunt vechi. Așa cum a spus foarte corect, această categorie a afiliaților în învățământ a fost constant umilită și se vede inclusiv rodul legii 153. Deci după ce s-a aplicat legea 153 integral,
a ajuns la salariu fabulos, un proști debutant, de 2500 de lei net. Jignitor și complet neatractiv un asemenea salariu pentru un profesor. Și evident că noi am atras atenția în permanență, că nu se poate în asemenea condiții să se lucreze în sistemul de învățământ. Am început din decembrie proteste. Anul trecut, vă amintiți că am avut pichetări ale sediului guvernului. Am avut o întâlnire cu premierul Ciucă în decembrie și atunci și domnia sa a spus că da, avem dreptate, plecând de la ceea ce a susținut și fostul ministru al educației, Sorin Câmpeanu, și actualul ministru al educației, Ligia Deca, și anume că noua lege a salarizării ar trebui ca profesorul debutant să plece de la salariul mediu brut pe economie, adică asta ar însemna de la un salariu net de aproximativ 4.000 de lei. Și evident că după ce am avut această discuție, noi am lucrat o grilă pe care am înaintat-o Ministerului Muncii plecând de la acest principiu. Ori asta s-a întâmplat în ianuarie, suntem în luna mai și nimic din partea Ministerului Muncii. Au fost niște discuții tehnice, dar ceea ce s-a dedus din discuțiile la Ministerul Muncii, păi nu, că așa ceva nu se poate, că este dăm peste cap toată România, adică cum să avem un profesor la 4.000 de lei net. Da, este absolut revoltător. Într-o țară membra a Uniunii Europene, în anul 2023, când un profesor câștigă 2.500 de lei, în condiții în care un necalificat, un muncitor de pe șantier, ia 4.000 de lei sau chiar mai mult, bani în mână. Da, domnule Hancescu, șoferii lor de la Parlament și de la partid, da, câștigă mai mult decât profesori care o viață întreagă s-au pus în slujba elevilor. În aceste condiții... Da, vreau să vă întreb ce faceți în continuare. Deci, mâine este această grevă între 11 și 13. Din 22 mai este declanșată greva generală. Ce înseamnă concret această grevă generală? Greva generală, conform legislație, înseamnă încetarea voluntară a lucrului, adică nimeni nu mai predă, nimeni nu mai ascultă, nu va fi niciun fel de activitate didactică. Ăsta e motivul pentru care am recomandat astăzi că cel mai înțeles ar fi ca părinții să-și țină copiii acasă, pentru că sunt școli unde procentul de grevă este chiar 100%. Deci, efectiv, nu o să aibă cine să stea cu acești copii. Cum vor fi afectate examenele? Mă gândesc și la cele naționale, înțeleg că și la universitar se aplică, va fi această grevă. Vă rog. Există și aici riscuri. Totul acum mingea este la Guvernul României. Pentru că este în premieră când o grevă generală are loc la final de an școlar. Și da, riscurile sunt mari. Nu avem alternative. Trebuie să și părinții să înțeleagă, să se alăture, pentru că trebuie să înțeleagă faptul că nu se poate face un învățământ normal cu profesori care efectiv sunt la periferia societății. Deci, nu se poate. Și se poate ajunge la înghețarea anului, domnule Hancescu? E, Doamne ferește, dar eu cred că se vor găsi soluții în așa fel încât chiar dacă se vor amâna examenele, că mai e timp până la 31 august, nici asta nu e o treabă și la vară să se dea examene, dar totul depinde de guvern acum. Aveți deja programate întâlnirile cu ei? Poftim? Aveți deja programate întâlniri cu reprezentanții guvernului de la doamna Deca? Nimic oficial. Singura chestie că avem cu Ministerul Educației, trebuie să începe negocierea unui contract de muncă, dar datele problemei nu se schimbă. Adică greva este hotărâtă de oameni, nu de lideri. 71,29% dintre profesorii din România au spus că doresc grevă. Asta e opțiunea oamenilor. Da. Și noi nu facem altceva decât să... Bun. Mai rămâneți puțin alături de noi. Emilian Isailă, înțelegem că s-a cerut o întâlnire cu președintele Iohannis, numai că la întâlnire a venit o doamnă consilier care răspunde de sănătate la administrația prezidențială, ca să vorbească cu profesorii. Deci e un dispreț de la cel mai înalt nivel. Pe dacă a plecat doamna Deca la educație, poate nu există consilier educație la Cotrăce. Deci au trimis ce au avut, pentru că din câte nu țin minte să fi venit vreun consilier la Cotroceni. Dar pe de altă parte, într-adevăr, proiectul, acel proiect al președintelui România Educată
pare unul important pentru acest mandat și cred că era nevoie de o negociere cu reprezentanții sindicatelor. Da, bun. Domnule Hancescu, această întâlnire pe care o cereți din nou, că am văzut și pe domnul Hader cu domnul Iohannis, credeți că ar putea să rezolve, de fapt, problemele din educație? Adică la domnul Iohannis considerați că e cheia? Păi, domnul președinte, când a spus că trebuie să dăm 2,5% pentru armată, nimeni n-a comentat nimic. Ceea ce da, e adevărat. Și securitatea e importantă, dar trebuie să comenteze când s-a dat 2% la educație. Eu n-aș compara cu apărarea, domnule Hancescu. Nu neg, e sunt regulă, la fel de importante. De ce nu spune președintele că e nevoie să se dea la educație 6% din PIB, așa cum a fost ani de zile în legii educației? Cum a fost pactul, da, de pe vremea președintelui Băsescu, de acord. Nu l-a respectat acum nimeni. Ce să comentăm? De acord. Deci, domnule Hosu, e clar, aceste greve vor avea loc cu siguranță. Problema este că nu există dialog cu guvernanții. Eu asta observ. Da, practic există o altă agendă pentru guvernanții actuali. Se pare că sunt focalizați pe problema rotației și prea puțin pe problemele cu care se confruntă cetățenii și diferitele sectoare de activitate. Pentru că ce se întâmplă în învățământ este dublat și de alte acțiuni ale altor categorii profesionale și din sectorul bugetar, dar vor fi și din sectorul economic, pentru că evident guvernanții n-au reușit să facă o stopare a inflației, n-au luat măsurile adecvate pentru rezolvarea acestor chestiuni și rezultatul este că prin înghețarea salariilor, măsura de austeritate care a fost introdusă, nu face decât să sărăcească marea majoritate a populației de la o zi la alta, îngreunând, dacă vreți, posibilitatea de supraviețuire a majorității cetățenilor. Deci, din acest punct de vedere, credem că numai o discuție reală și serioasă cu decidenții care vor să se implice, cred că faptul că se trimit consilieri care n-au nicio forță și nu pot hotărâ nimic legat de viitorul în vederea rezolvării problemelor, nu înseamnă decât o tragere de timp și în același timp nu fac decât să crească, hai să spunem, asperitățile în posibilitatea găsirii unui punct de rezolvare a problemelor care sunt acceptate de către cetățeni. Da, Simona Spădaru, ai participat și la discuții prin Parlamentul României, că sunt și legile educației pe acolo tratate la fel, frunzărit, așa. Așa cum a tratat astăzi guvernul, sindicatele din învățământ, la fel au tratat și parlamentarii coaliției anunțul acestor greve, pentru că astăzi la Senat se discută, se dezbat cele două legi noi din educație. Și vocea USR s-a auzit anunțând aceste greve, aceste nemulțumiri, încercând să pună pe masa Parlamentului o conversație reală. Bineînțeles, s-a ignorat cu desăvârșire aceste lucruri și au spus doar să trecem mai departe. Am înțeles bine, domnilor, dar nu asta facem noi acum la Parlament. Avem altă treabă. Deci, și am văzut că dorința, și înțeleg dorința legitimă a profesorilor de a se întâlni cu domnul președinte Iohannis. Acum, sincer, probabil doar dacă mai pun mâna pe vreun avion să meargă după dânsul, unde da, este plecat din în Islanda. Adică cum credeți că îl mai prindem în acest ultim mandat? Adică dacă nu l-am prins în cei 9 ani Bun. Pentru educație. Mulțumesc foarte mult, domnule Hosu, mulțumesc foarte mult, domnule Hancescu. Mergem mai departe, pentru că eu v-am tot spus că noi nu o să scoatem nicio moleculă de gaz din Marea Neagră. Eu o spun aici, un an de zile, cum am spus un an de zile, că nu termină ăștia cu pensiile speciale. Ei, acum ce să vezi? Cum a venit DNA-ul să verifice documentele prin care s-a făcut tranzacția dintre RomGaz și Exxon, că RomGaz a cumpărat de la Exxon, după cum știți, da, participațiunea pentru perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Eu vă spun că nu scoatem nimic de acolo, Emilian Isailă. Deci am avut o tranzacție de 1 miliard de euro între RomGaz și Exxon. Între timp, ba taxăm RomGaz-ul, ba nu taxăm OMV-ul. Asta este celebra Neptun Deep, unde trebuia să începem noi să scoatem gaz. Da, aș fi vrut să fiu puțin mai optimist decât tine, dar mă văd nevoit să-ți dau dreptate. Din păcate, această intervenție a DNA
pentru a cere documentele de la tranzacția dintre Transgaz și ExxonMobil, arată că acolo au fost, există cel puțin în acest moment niște suspiciuni că nu s-a respectat legea. Trebuie să le spunem telespectatorilor că e vorba de o tranzacție de peste $1 miliard, dacă nu mă înșel, o sumă foarte mare de bani, astfel încât ExxonMobil a ieșit din parteneriatul cu OMV și a rămas Transgaz, o companie cu capital majoritar de stat, care s-a asociat cu OMV-ul pentru a scoate gaz de acolo. Marea problemă e că de când s-a făcut tranzacția, cred că a trecut mai bine de un an și nu s-a întâmplat nimic. Adică nici în acest moment nu există o situație clară în ce privește momentul în care, fine, au apărut niște informații, că s-au făcut niște teste, că s-a scos ceva, dar nu există, nu avem în acest moment o companie care extrage gaz de acolo și care îl vinde pe piețele interne sau internaționale. Deci situația e destul de complicată și nu văd de ce nu există o rezoluție, adică de ce nu avem o poziție clară din partea guvernului în ce privește această problemă. S-a investit foarte mult, adică cei $1 miliard, o parte cred că nu vin chiar numai de la Transgaz, ci sunt și contribuții într-un fel sau altul. Nu, de la Romgaz, nu, este plătit de Romgaz prin împrumut de la băncile austriece, pentru că Romgaz nu avea bani să cumpere de la Exxon, vă dați seama? Da, problema e, Ioana, că, în fine, acest credit vine cu garanții de stat. De acord. La urmă intervine și... Știi cum? Ok, astea sunt companii de stat. Mă interesează, fine, mai puțin vreau să spun, din alt punct de vedere, la Neptun Deep, OMV-ul spune că va lua decizia la vară în funcție de predictibilitatea fiscală. Asta după ce a fost luat de la țintă, în Parlament, cu legea aceea cu taxa de solidaritate, statul român știind că OMV-ul de nicio culoare, domne, nu se încadra să plătească ceva. Până la capăt au făcut o taxă de 350 de lei pățiței, OMV-ul fiind singura companie care extrage și prelucrează țiței. Deci au făcut lege cu dedicație. Înainte de asta, Romgazul era singura companie care urma să plătească taxa aceea. Deci parcă statul român e hotărât ca cine are treabă la Neptun Deep și să extragă gaze din Marea Neagră, să n-aibă cum. Pentru că, ce să vezi, OMV-ul n-a bugetat absolut nimic pentru Neptun Deep, nici măcar decizia pentru investiție nu a votat-o, nu a luat-o în forurile sale, iar Romgazul baie pe la DNA, ba trebuie să plătească taxă de solidaritate. Între timp, turcii mai au puțin și ajung la 30 de puțuri de forare în Marea Neagră. Iar mie mi-a spus decanul de la Petrol și Gaze aici, în direct la Politica Zilei, de la Ploiești, da? Oamenii spun, experții, că sunt comune aceste pungi, aceste zăcăminte și că dacă turcii continuă să extragă și românii să stea de vorbă, la final nu o să mai avem ce să scoatem de acolo, da, Simona. Da, e corect. Da. Simona Sfătaru. Imediat. Am făcut concluzia cu Transgaz și Romgaz, îmi cer scuze, dar să mai spun o singură idee și termin. În principal, trebuie să știm că, într-adevăr, aceste rezerve sunt comune, adică nu există niște reguli de drept internațional care să reglementeze. Deci, cine are acces la ele? Deci, cine ajunge primul acolo, poate să extragă și poate să, până la urmă, asta e. Da, și atunci, după acești mulți ani în care nu reușim să facem această extracție, discutăm oare doar despre incompetență? Discutăm doar despre faptul că este bine să fie cercetată doar situația de la Romgaz. Iată, avem punctual, după număr de ani, cercetări de la DNA. Asta, slavă Domnului, avem, adică dosare. Finalizate, dar dosare. Dar ne interesează, noi avem beneficii reale, în afară de hârtii, dosare și miniștri incompetenți, unde este Virgil Popescu? Adică în afară de aceste ordonanțe haotice din energie, pe care le cunoaștem, tot anul trecut o mulțime, anul acesta văd că continuă iarăși, se schimbă nu știu ce mod de plată din nou. În afară de aceste ordonanțe, date de azi pe mâine, știm foarte bine, ce a mai făcut Virgil Popescu în acest mandat de un an și jumătate? Un alt minister dat de pământ, un alt minister din care România ar trebui să aibă rezultate reprezentând independența energetică, reprezentând chiar bani, da? Reprezentând bani la buget. Deci România ar avea de unde cu propriile resurse, dar ce nu are din nou? Ce nu are din nou? Eu nu cred că e vorba doar de Ministerul Energiei, ci e vorba de întreg guvern. De acord, eu încerc să... Iată, îi luăm pe toți,
Vrei să adaug? Atunci adăugăm adăugăm Căciu, adăugăm pe toți, Ligia, Deca, Asta e chestiune de strategie energetică a unui stat, independență energetică. De la domnul Ciucă. De chestiunea asta, eu mă gândesc că e Rusia aici și am zis că noi vrem să nu mai luăm gaze, să devenim independență energetic. Turcia are ca obiectiv să și vândă gazele alea, nu doar să le dea populației sale, că ăsta este obiectivul pentru zăcământul Sakaria. Dar românul nu are nicio treabă. Dragnea a întârziat legea în Parlament și ăștia se prefacă. Da, Ioana, dar dacă luăm aceste cerințe legitime pe care le tot exprimăm și spunem că ele, de fapt, sunt niște opoziții spuse la televizor, dar guvernul beneficiază în continuare, iată, de mandate din astea, încă o tură 70% sau 60%, ajungem în sapă de lemn. Deci statul român ajunge în sapă de lemn. Dar într-un final, mâncare nu mai avem, că nu mai avem ce să producem. Deci nu mai avem nimic. Nu mai luăm iarăși ce anume, nu? Dar nu mai avem. Importăm tot. Nu mai avem. Resurse minerale, naturale, energetice, nu le mai exploatăm, nu ne trebuiesc. Într-un final, ce facem atunci? De ce acest abandon total cu acest tip de politicieni care se apucă de muncă la 37 de ani? Ciolacu ne vine premier. La 37 de ani s-a apucat de muncă. E posibil totuși România să rămână să fie condusă așa? Ne spun că ăsta este un discurs prea naționalist sau prea... Nu, domnilor, aici discutăm totuși de o suveranitate a statului. Discutăm despre lucruri care nu se fac de foarte mult timp. Nu se fac. Povestea asta cu gazele este foarte importantă. Iar trebuie să intre la capitolul proiect de țară, da? Obiectiv de țară. Ca multe altele. Da? De ce nu? Noi nu facem asta. Da, Emilian, aveți de dreptate, ce? Da, aveți dreptate ca proiect de țară de aici. Iarăși o situație foarte complicată. Hai să ne uităm la compania parteneră RomGaz. Uh-huh. E vorba de OMV. Da. OMV are o expunere foarte mare pe Rusia. Tu spuneai clar că ei încă nici nu au planul de afaceri făcut pentru extragerea din acea zonă. Păi asta înseamnă că nu au, pentru că nu au niciun interes. Niciun interes economic, eventual... sigur. Da, și un interes economic imediat. Ei așteaptă probabil să se termine războiul sau să ajungem la o rezoluție și să se întoarcă la afacerile din Rusia, unde extracția și investițiile sunt mult mai mici, parte din investițiile au făcute, și să abandoneze proiectul de aici. Deci problema, un principal, ce spuneți aici, învinovățirea, adică acuzarea guvernului, ceea ce este corectă, vreau să spun că ține și de modul în care pe astfel de proiecte noi ne alegem partenerii. Adică ideea e că am scos un partener care era puternic și nu i-am dat facilități la vremea respectivă. Făceai referire la ce a făcut Liviu Dragnea și ExxonMobil, care ar fi putut să ducă această investiție dacă primea anumite garanții guvernamentale. A ieșit. Lăsându-ne într-o zonă destul de gri, unde sunt foarte multe alte interese și unde companiile implicate, una, RomGazul, partea română, nu are forța să ducă un astfel de proiect, iar cealaltă companie nu are voința să-l ducă. Așa că cred că de aici apare și această situație extrem de complicată cu... Da, ne punem singuri în aceste ecuații. Deci ne așezăm singuri în aceste poziții contractuale, în aceste... Deci negocierea, cu toate că avem niște avantaje ca orice parte contractuală, nu le folosim nici temporal. Deci ai un anume moment important, cum este acesta. Strategic să te situezi unde ne situăm noi și să nu folosim acest argument deloc. Dar cu cine? Asta e întrebarea mea. Adică de ce persistăm în acești miniștri incompetenți? Păi care cine, nu aduc nimic la masă. Cine să-ți aleagă ție un ministru competent? Adică ți se pare că Ciolacu și Ciucă au capacitatea de a selecta ei ceva în jurul lor? N-au nimic, ca sunt unul e ospătarul, că așa e domnul Blaga și mi s-a părut cea mai deșteaptă și cea mai bună observație. Georgiana, ai poza aceea cu domnul Ciucă înclinat în fața domnului Ciolacu, să închidem înainte de pauză partea asta, ca să înțelegem, da? Să înțelegem cam cine ar trebui să ne conducă pe noi. Uite, asta este imaginea, așa, da, care arată cum stă frumos PNL-ul, genunchi în fața PSD-ului, acesta este premierul așa României este. În fața viitorului premier, da? Cam despre asta e vorba. Ce vrem noi mai mult? Cine? Oamenii ăștia? Păi dacă ei între ei au acest servilism extraordinar, da? Cum să se poarte ei să țină țara asta demnă în fața altor state sau în fața intereselor care... Vă dați seama cât de mari sunt pe zona asta legate de gaze și de energie?
E limpede. Trădare, e trădare de țară, Simona, dar nu mai avem în lege, înțeleg asta. Subminarea economiei naționale, astea nu mai există. Ne întoarcem cu ăștia doi, trecutul și viitorul, cum ar veni, deci că se întâlnesc în același guvern, Nicu și Marcel. Nu, eu cred că lor le și place. Eu am impresia că ei merg așa în țară, joacă uneori table seara, mănâncă niște semințe, bea o bere, se uită la un mes, sunt cei mai buni prieteni. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors la dezbatere. Au fost astăzi ședințe și la PNL și la PSD despre protocolul acesta al coaliției, că e altă treabă, nu au decât să împartă ministere. Ce interesant este că domnul Ciucă a ieșit de la ședința sa de la PNL și ne-a spus că guvernul e cam mic, le-a rămas mic, statul e obez, partidele sunt obeze și nu mai au loc în guvernul ăsta PNL-ul și PSD-ul și a zis că algebra face așa o regândire a ministerelor, n-a recunoscut că au râvnit și că râvnesc la ministerele UDMR-ului, dar ne-au spus că trebuie să se recalculeze. Iar Ciolacu ne-a povestit cum vrea mai puține ministere după ce PSD-știi au cam cei mai mulți secretari de stat în acest guvern. Aș vrea să înțelegem ce se întâmplă însă cu UDMR-ul, pentru că UDMR-ul nu este parte a protocolului. Este alături de noi din partea UDMR, Anta Lorand. Mulțumesc mult! Sărămâna! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, din negocierile acestea care se poartă acum legat de nou guvern, UDMR-ul este cu siguranță parte pentru, sau cu câte ministere? Pentru că ne-a spus astăzi domnul Ciucă faptul că trebuie să ne uităm la algebra din Parlament și în funcție de asta să regândim numărul ministerelor pentru UDMR. Eu cred că trebuie să luăm lucrurile, să le separăm lucrurile. Ceea ce am văzut astăzi din nou foarte clar, că nici unul dintre președinții celorlalte două partide, adică în speță domn președinte Ciolacu și domn președinte Ciucă, nu au spus că vor ca UDMR-ul să fie out din coaliția, asta este foarte clar. Ceea ce trebuie să spunem și subiectul principal este că doresc dumneavoastră lor comasarea unor ministere. La capitolul de comasare a ministerelor, noi am spus foarte clar, noi nu ne abținem la un astfel de proces sau astfel de procedură, dar sunt câteva întrebări și elemente pe care trebuie să le punem, adică întrebările și elementele să le analizăm cu foarte, foarte mare atenție. Cum ar fi? Dacă timingul pentru comasarea unor ministere este oportun, adică dacă faci o astfel de reorganizare, după părerea noastră, faci asta la începutul mandatului, adică să ai 4 ani după ce ai reorganizat guvernul ca să ai o performanță. Deci asta este prima întrebare. Iar a doua întrebare, dacă într-adevăr printr-o astfel de comasări cetățenii din această țară o să trăiască mai bine. Adică la finalul zilei, activitatea guvernului, activitatea executivului trebuie să aibă în vedere că acele măsuri pe care le ia prin acte guvernamentale, prin acțiuni guvernamentale, prin diferite măsuri, ca viața oamenilor, cetățenilor. Eu cred că viața noastră ar fi mai bună dacă n-ați mai fi 200 de secretari, n-ar mai fi 200 de secretari de stat, 20 de ministere și cu numărul aferent de consilier, de șofer și așa mai departe. Aici sunt iarăși, este extrem de important când analizăm astfel de situații să încercăm să fim cât se poate de obiectivi. Pentru că exact cum a spus și când a fost întrebat președintele partidului nostru, mă rog, formațiunii politice noastre, domnul Chelemea Unor, a spus și el foarte clar, secretar, deci sunt anumite autorități, agenții, în cârma sau la cârma cărora există șefii acelor agenții. Sunt asimilați ca secretari de stat, sunt de acord, dar nu știu ce face Grindeanu cu 7 secretari de stat. Nu știu ce face Grindeanu cu 7 secretari de stat sau colegul nostru, cred că la mediu tot 7 are. Îl salut și pe Gheorghe Falcă din partea PNL, europarlamentarul Gheorghe Falcă. Mulțumesc foarte mult, domnule Falcă. Domnule Falcă, întrebarea legitimă era și din partea UDMR-ului, spunea aici colegul nostru de coaliție, această chestiune despre comasarea acestor ministere. Cum se dorește să se facă această comasare? Dacă dumneavoastră știți, că l-am văzut pe Ciolacu a anunțat, a spus și domnul Ciucă că e de acord cu reducerea ministerelor și a secretarilor de stat. În primul rând, noi vrem să spunem că am vrea să rămânem în protocol, înseamnă că vrem să rămânem cele 3 formațiuni politice la guvernare. Evident, deci nu dați afară UDMR-ul, da? Da. Mai mult de atât, n-am cerut nimic de la PSD și nimic de la UDMR. Dacă
se discută o reducere a numărului de ministere, evident, proporțional, fiecare cu responsabilitatea pe care o are în Parlament, se poate comasa anumite ministere, să facem o reducere atât a ministerelor cât și a secretarilor de stat. Mai mult de atât, noi vorbim de un program de guvernare ca o continuitate a ceea ce a fost programul de guvernare 2021-2023, cu modelarea lui pe ceea ce înseamnă reformele necesare pe care trebuie să realizăm. Da, cu reformele știm, nu ne e clar cu ministerele, domnule Falcă, cu reformele știm că ele pe hârtie sunt aceleași de mulți ani. Dar problema noastră este cu ministerele astea. Ce se întâmplă exact? Pentru că UDMR-ul, haideți domnule Loran, concret, UDMR-ul vrea tot 3 ministere și 9 guvern, da? Ca să punem punct lucrurilor. Dați încă o dată întrebarea, vă rog. UDMR-ul vrea tot 3 ministere și în următorul guvern? Estimată doamnă, noi acum, în 2020, după alegerile parlamentare, odată, noi ne-am asumat că participăm în coaliție și ne-am asumat că vrem să guvernăm 4 ani, pentru că noi credem într-un guvern predictibil și într-un guvern... Deci 3 ministere. Stabilitate. Deci, categoric. Bine, domnule Falcă, l-am auzit pe domnul Ciuca astăzi, că trebuie să ne uităm la algebră și că trebuie să regândim numărul ministerelor. Inclusiv la UDMR s-a referit, concret a fost întrebarea. Eu sunt sigur că echipele de negociere din partea PNL, PSD și UDMR, în momentul în care se vor pune la masă, în momentul în care vor face o nouă structură a guvernului cu un număr de ministere mai puține, o să aibă prin matematică rezultat numărul de ministere pe care le pot conduce în noua formulă. Dar important este să rămânem la același concept de protocol, în sensul că primul ministru merge dacă la... Dacă UDMR-ului luați un minister, nu o să mai rămână, înțeleg, în guvern, domnule Loran, corect? Vă rog. Dacă vi se ia un minister, mai rămâneți în guvern? Deci în momentul de față, haideți să clarificăm niște chestiuni. În momentul de față, două chestii. Prima, nimeni dintre președinții celorlalte două partide nu a spus că vrea UDMR în afară, unul la mână, iar doi, acum sunt negocierile în coaliție privind cum o să arate guvernul după rotativă. Bine, eu vă accept că pentați aici, dar eu v-am întrebat concret, dacă vi se ia un minister, deci, mai rămâneți? Da, deci, ni se ia... Aici faceți niște, mă rog, formulări așa mai foarte... Nu, eu le fac în politică și credeți-mă, chiar cunosc politica. Deci dacă vi se ia un minister, că e prea mic guvernul pentru PSD și PNL. Noi suntem cu 3 ministere și poziția de vicepremier și am intrat în această coaliție cu miniștri care își fac treaba și din punctul nostru de vedere... Bine, mulțumesc mult, domnule Loran, vă mulțumesc mult. Bun, domnule Falcă, mai există aici o problemă legată de domnul Ciucă. Înțelegem că se discută că domnul Ciucă urmează să devină vicepremier al guvernului. Există această discuție? Noi nu am avut o astfel de discuție, dar dacă mă întrebați pe mine cum gândesc eu cred că președintele partidului trebuie să ocupe funcția de președinte al Senatului, să coordoneze partidul așa cum trebuie să fie coordonat pentru a ne pregăti de alegerile din anul 2024, mai ales că ne interesează foarte mult ca Partidul Național Liberal să câștige alegerile prezidențiale. Anul 2024 nu va fi un an ușor. Și atunci cine să meargă vicepremier? Ușor, domnule Falcă? Eu cred că Partidul Național Liberal are oameni de tâi care se ocupe această funcție, dar despre acest subiect vom discuta în 26 mai, exact în ziua în care premierul României, domnul Ciucă, își va depune mandatul. Noi ne vom întâlni, vom vorbi de structura care va fi obținută din negociere a noului guvern și atunci o să discutăm și de oamenii care vor merge în guvernul României. Bun, eu cred că discutați de acum deja, dar o ultimă întrebare, renunțați la protocol? Adică care este de fapt acum variantele de negociere? Protocolul rămâne în funcțiune? Adică Ministerul de Finanțe vine la dumneavoastră, transporturile vin la dumneavoastră? Așa cum am spus, noi nu am... cerut nimic de la PSD și n-am cerut nimic de la UDMR. Noi cerem să rămână protocolul în funcțiune, adică noi să primim Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor, Secretarul General al Guvernului și aceste lucruri sunt trecute în protocol. Asta înseamnă să fim un partener onest, dar l-am văzut pe domnul Ciolacu solicitând, spunând că își dorește ca domnul Grindeanu să fie în guvern, tot în poziția de ministru al transportului și evident că acolo va exista o negociere. Există varianta în care să doriți agricultura?
nu s-a discutat acest subiect. Până nu o să avem structura nouă a guvernului, până nu o să știm exact câte ministere o să avem, cât secretari de stat o să avem, nu cred că putem vorbi de ce ne dorim. Mulțumesc, domnule Falcă, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, Simona Spătaru, le-a rămas guvernul mic, eu cam asta înțeleg, mai ales dacă vor să mai și comaseze, nu mai încap în el, iar UDMR-ul se ține cu cele trei ministere. Deci o să fie simpatic mai departe. Sigur. Păi am aflat că anul acesta e prioritatea acestei schimbări între ei a scaunelor și am aflat că anul viitor este prioritatea cum câștigă alegerile, deci alegerile vor fi pe... Haideți să vă citesc atunci, stimați colegi de la PNL, de la PSD, din programul de guvernare aveați și promovarea și creșterea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii, educația. Știți, era în programul de guvernare pe care l-ați asumat acum vreun an și jumătate, când ați, nu, mai bine de un an și jumătate, de când ați preluat mandatul. De astea când vă ocupați? Când mai exact ar fi potrivit să vă întrebăm? Să vă întrebăm următorul mandat? Următoarea dată. Deci stabilitatea privilegiilor a fost singurul lucru pe care și l-au asumat în mod real. Suntem pe final, Emilian Isăilă. Mai e ceva interesant, Ciolacu nu vrea tineri pensionari în guvern. Deci Ciucă ori alege, ori ministru, ori pensia specială. Da, are o grea alegere pentru domnul Ciucă, dar eu cred că, de exemplu, domnul Ciucă va rămâne în guvern și va ocupa poziția de viceprim-ministru. Da, dar pare că sunt două școli de gândire, domnul Falca, ai zis că se ducă la Senat, PNL, pedeliștii. Sunt două școli de gândire, dar ideea e că dacă domnul Ciucă merge spre președinția Senatului și vrea să candideze la președinția României, are o mare problemă, pentru că președinția Senatului e pur simbolică și nu mai are aderență socială prea mare. E teamă, ultima întrebare, Simona, e teamă lui Ciucă dacă se duce la Senat, rămâne fără partid, adică nu mai e președinte la PNL? Nu e cert lucrul acesta. A, e cert. Oricum Ciucă va rămâne fără partid. Ciucă rămâne fără... Care partid, de altfel că v-am arătat eu poza aia cum stau spătari în fața PSD-ului. Mulțumesc, Simona, mulțumesc, Emilian. Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem de la fix cu Florin Cîțu, fost premier al României.